Dragilor, astăzi vorbim despre Shantideva, intrarea pe calea iluminării, ghid pentru o viață plină de sens și altruism, o carte publicată în colecția Himalaya a editurii Herald și iată, alături de noi este Ovidiu Nedu, cercetător în studiul religiilor. Aș începe discuția noastră despre această frumoasă carte cu următoarea întrebare: prin ce se individualizează, prin ce este el specific, Shantideva, în literatura budistă? Ce este el mai degrabă, un poet sau un gânditor? Păi, tocmai asta e interesant, faptul la Shantideva, faptul că el este mai degrabă poet, mai degrabă genul, este mai degrabă un gen ușor liric decât genul filozofic. Asta însă nu îl discreditează neapărat din punct de vedere spiritual, mai ales că budismul oricum nu consideră doctrina ca având un caracter cognitiv, ci mai degrabă ca având un caracter psihologic. Doctrina budistă nu vizează neapărat transmiterea unor adevăruri, cât mai degrabă corectarea unor iluzii la care oamenii aderă prin deconstruirea lor. În felul ăsta, faptul că Shantideva face apel la poezie sau la imagini foarte concrete, foarte vii, foarte sugestive, nu e un dezavantaj, nu îl coboară față de filozofie, ci din contră, poate că accentuează impactul psihologic al predicării sale sau al actului său de propovăduire a doctrinei budiste. Așa că eu spun că Shantideva este un maestru psihologic mai degrabă decât un filozof. Este un autor care pune doctrina budistă în forme foarte concrete, foarte sugestive, foarte pertinente și transmite ideile sau ideea absurdității, majorității construcțiilor umane într-un mod foarte pertinent, foarte vivace. De asta, doctrina budistă de multe ori sau poate lua și forme non-propoziționale, cum e, de exemplu, un Zen Koan, care o simplă lovitură transmite sau degrabă demolează anumite iluzii la care noi aderăm în mod comun. Shantideva demolează aceste iluzii, nu neapărând printr-un excurs filozofic, arătând cum toate aceste construcții mentale sunt doar produse ale fanteziei subiective, ci pur și simplu relevându-le absurdul într-un mod foarte concret. Și în felul ăsta eu spun că el este un terapeut spiritual, un maestru psihologic. În mod curent, el este considerat cel mai mare poet budist. Din punct de vedere filozofic, el este asociat școlii Madhyamika. Deci, această carte conține traducerea textului fundamental al lui Shantideva, Intrarea pe calea iluminării, precedată de o introducere generoasă în conceptele cheie ale budismului, pentru că tu te-ai ocupat îndeaproape și de această tradiție, dar și referitor la această carte. Care sunt aceste concepte cheie ale budismului despre care vorbește Shantideva? Păi aici e lucrul cel mai interesant, că de fapt Shantideva nu vrea să introducă concepte, ci vrea să demoleze conceptele la care noi aderăm și care în final ajung să ne lănțuie. Așadar, ceea ce face Shantideva este mai degrabă să se lege de conceptele noastre, este să le deconstruiască decât să introducă construcții teoretice noi. În principal, lui repună conceptul de sine, atașamentul față de sinele nostru, față de construcția sinelui la care aderăm în mod obișnuit, practic ne induce întreaga noastră dramă. Întreaga noastră dramă este o dramă personală, care cauză prima este credința în realitatea persoanei și a determinațiilor sale. Așa că ceea ce face Shantideva în această lucrare este pur și simplu să demoleze credința în sine. Lucrarea este una dintre... Lui se atribuie două lucrări. Pe lângă Bodhicharya Avatara, mai e atribuie și o lucrare Shikshasamucaya, se cheamă, care e de fapt un compendiu de texte etice din literatura budistă. Deci Shantideva oricum merge pe direcția școlii Madhyamika, școală care
e cunoscută nu numai în budist, ci spune că în întreaga istoria religiilor, ca fiind singura doctrină, ca fiind singura religie sau singurul drum spiritual fără absolut nicio doctrină. Școala Madhyamika chiar e cunoscută ca Prasangika Madhyamika, adică calea din mijloc care se bazează pe reducerea la absurd. Practic, ce face această școală nu este să ne propună ceva, ci doar să ne deconstruiască credințele noastre în orice tip de concept. Deconstruind aceste credințe, prezentând realitatea ca un flux continuu de cauze și efecte care se întrepătrund, dar unde nu se individualizează nimic, practic, ni se propune o viziune foarte pacifistă asupra unui univers în care totul curge, în care nimic nu se delimitează și, prin urmare, cauzele suferinței, care, de fapt, sunt obiectele cu care noi cu care noi lucrăm în experiența noastră, operăm. Se vedesc că operăm, da? Se vedesc ca fiind totalitate iluzorii. Implicit, suferința și agitația pe care o provoacă ele devin iluzorii. Practic, asta este calea pe care o propune Madhyamika. Să ne facă să ne depărăsăm de credința în diviziunile pe care le operăm la nivelul acestei experiențe, care altfel este un continuu. Poate. De-aia spun că spune. Shantideva deci nu construiește nimic, ci deconstruiește totul. În cel mai pur spirit Madhyamika. Poate fi considerat Shantideva un terapeut spiritual? Păi ea spune că el este, în primul rând, un terapeut spiritual, mai degrabă decât un filozof. Filozofia lui este și cea a școlii Madhyamika, dar spune că nu aduce nimic nou din punct de vedere filozofic. Ba chiar nu putem compara analizele lui Shantideva cu cele lui, mă rog, analizele, deconstrucțiile lui Shantideva cu cele ale altor mari autori Madhyamika. În schimb, aportul lui este în privința intensității și a pertinenței demersului. El deconstruiește cele mai fundamentale concepte umane într-un mod foarte, foarte plastic. De exemplu, deconstruiește conceptul de vină, să spun, unul dintre ele. Un concept pe care, atenție, încearcă să-l deconstruiască și creștinismul și multe alte religii. Cum îl deconstruiește? El spune că atunci când cineva ne lovește cu un băț, noi generăm un sentiment de furie, de ură față de persoana care ne lovește și sentiment care practic ne consumă mai mult decât lovitura însăși. Dacă stăm să ne gândim, o mare parte a suferinței noastre este datorată relațiilor deficiente cu cei de lângă noi, cu aproapele nostru. Shantideva arată că acest sentiment de ură față de o presupusă persoană care ne-a rănit este absurd. Și cum arată el asta? Spune că, domnule, dacă ar fi să urăm ceva în situația asta, cel mai îndreptățit, nu să mor, cel mai mare grad am fi îndreptățiți, să urăm bățul cu care am fost loviți, nu persoana care ne lovește. Ok, în cazul în care totuși vrem să urăm întregul lanț cauzal care a dus la lovitura noastră, atunci suntem în egală măsură îndreptățiți să urăm bățul, să-l facem acel băț dușmanul nostru și persoana, și putem urâi și persoana care a manipulat bățul, dar putem merge și mai departe cu cauze, cu sentimentul nostru de ură și suntem la fel de îndreptățiți să-i urăm și pe părinții lui, și pe bunicii lui, și pe străbunicii lui. Practic, el... Auzi, e ca și cum urăm și copacul din care a fost rupt bățul și așa mai departe. De genul, da, deci, practic el depersonalizează această interpretare a situației în care noi ne gândim că este un om care ne-a făcut rău. El arată că de fapt este un șir de cauze și efecte care în final a indus asupra noastră o stare de suferință, dar fără ca în această stare de suferință, ca în acest proces de inducere a suferinței să fie implicat un om care poate fi urât. Este pur și simplu acel șuvoi cauzal nedeterminat, continuu, în care noi proiectăm în mod iluzoriu entități cum ar fi oameni care ne fac rău și în final ajungem să generăm sentimente de ură care în final pe noi ne chinuie. Deci, practic, noi interpretăm într-un mod fantezist și masochist, a spune experiența, și în cele din urmă ajungem să fim chinuiți de propriile noastre interpretări. Și Antideva tocmai asta face, aduce ilustrații care vedeți foarte clar absurdul situațiilor de genul ăsta. De exemplu, gelozia. El spune că, ok, un bărbat este foarte posesiv cu trupul soției, nu vrea să împară parte cu nimeni și el la un moment dat întreabă așa cu o curiozitate macabră,
dar după ce moare respectiva persoană, când trupul va mai avea, va mai fi gelos pe vulturii care îi smulg bucăți din carne. Acum, evident că argumentul este, din punct de vedere filozofic, pentru că nu are o încărcătură foarte mare, dar este extrem de pertinent din punct de vedere psihologic. Și cum am spus, doctrina budistă nu este atât o, nu este atât o doctrină cognitivă care să ne spune ceva despre univers, ci este mai degrabă o procedură deconstructivă, o procedură cu eficiență psihologică, care de fapt vizează să ne facă să ne debarasăm de aceste construcții, cum ar fi sine individual, persoană, dușman și tot așa. Și Antiteva pur și simplu vădește cât absurd este în jurul acestor construcții și prin asta ne ajută să ne debarasăm de ele, să ne eliberăm de ele. Deci, la întrebarea ta dacă Antiteva poate fi considerat un terapeut, spune că budismul în general este o terapie spirituală. Budismul își definește propria sa doctrină ca pratipaksha, care înseamnă un antidot, contracarant. Iar Shantideva este contracarantul prin excelență al gândirii budiste, sau contracaratorul prin excelență, mă rog, dacă există cuvântul ăsta. Este Shantideva relevant și pentru cei din afara spațiului budist? Păi eu aș spune că mai ales în ziua de astăzi este. În ziua de astăzi asistăm la o aducere în prim plan a problemei identității umane. Problema de, mă rog, cele două clasice teorii, cea a substanțialității umane și cea a fenomenologică, care vede omul ca o serie de experiențe, este o problemă foarte dezbătută astăzi. Și Antiteva se plasează clar în tabăra celor care susțin că omul nu este altceva decât un șuvoi de experiențe strânse la oaltă. El consideră că aceste experiențe sunt strânse la oaltă în mod iluzor, într-o identitate umană practic fictivă. A spune că este foarte relevant și pentru spiritualitatea de astăzi, care tinde tot mai mult să înlocuiască ideea de persoană și de implicare personală cu ideea impersonală a prezenței. Mindfulness tocmai asta face. Practic vrea să ne dezică de, să ne ajute să ne dezicem de interpretarea personalistă a experienței pentru o interpretare pentru o interpretare care ține cont doar de dat, doar de prezență. Și Antiteva tocmai asta face. El puțin, sau mă rog, puținele sale elemente pozitive din ceea ce propovăduiește ar ține de propovăduirea unui stil de viață foarte impersonal, dar mânat de o compasiune. Dar atenție, de o compasiune impersonală. Oarecum Shantideva propune idealul unui pompier cosmic, să zic așa, unei ființe iluminate care pur și simplu dorește să stingă focarele de suferință pe care le vede în jurul său, fără însă să aibă în vedere și subiectii suferinței. Și Antiteva, deci, practic, propune interpretare pur impersonală a universului, în care vedem doar ipostazele suferinței, căutăm să le stingem pe acelea, fără să ne punem problema cine suferă acolo. O zicere celebră din budist, mai să spune, există doar suferință, nu știu cei care suferă. Și Antiteva tocmai asta propune. Practic, o viață dedicată stingerii suferinței universale, abstracție făcând de iluzorii subiecti care ar experimenta această suferință. Deci aș spune că este foarte, și în felul ăsta așa Antiteva devine pertinent și pentru spiritualitatea de tip mindfulness, care nu e musă budistă, chiar aș putea spune că nu e neapărat budistă. Mindfulness-ul este un neobudist mai degrabă decât o formă de budist tradițional. Chiar că conceptul în sine provine din Hinayana, din budismul vechi, dar este mult reinterpretat. Eu aș spune că într-un mod sunt mult mai realist decât cel din Hinayana. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea Intrarea pe calea iluminării, ghid pentru o viață plină de sens și altruism, autor Shantideva, studiu introductiv Ovidiu Nedu, traducere Walter Fotescu. Îi mulțumim invitatului nostru de astăzi, Ovidiu Nedu, cercetător în studiul religiilor, pentru vorbele pe care ni le-a spus, iată, cu privire la Shantideva. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!